dată prea ușor. Proba următoare pare simplă. O să vă spun însă ce anume o complică după ce vom afla pe cine desemnați să joace o partidă de ping-pong pentru echipa voastră. Andrei, pe cine trimit? Eu deja o desemnez pe Daniela. Eu vreau că n-am jucat niciodată. Daniela, cam asta te rog. Dacă n-a de la voi, Liviu. Denisa! Este stâlpul de susținere al familiei. Bun, deci avem un meci între Daniela Crudu și Denisa. Fetelor, meciul vostru va avea două reprize a câte două minute și pentru că știu că sunteți foarte pricepute la acest joc, o să vă încurcăm puțin cu brățările pe care vi le-am pus pe picior și pe mână. În timpul meciului o să simțiți așa câte un fior mic, mic, nu vă speriați pentru că este un curent electric de mică intensitate. Exact. Mic, 240, 220. Hai, Daniela, când simți că poți să aprinzi un bec în gură, îmi spui și ridici până la jumătate. Ăsta e momentul nostru de răzbunare al surorilor. Pentru ele negre pe care ni le-au făcut fetele. Noi doar vrem să vedem dacă vă descurcați la fel de bine la ping-pong când sunteți curentate. Ușor. Trebuie să stăm și noi aici să vedem exact. Capitanii vă vor curenta. Hai. Liviu nu are control asupra brățărilor Danielei. N-are nimeni control asupra Cruduței, clar. Să nu dai tare. Andrei, eu cu tine am vrut în echipă, dar nu să nu mă dai tare. Ai zis? Uite-o. Dă-mi e telecomanda aia. Ia-o. Nu vrei tu o mână și un picior? Eu vreau să chinuim pasta mică. Nu putem să apăsăm amândoi la Daniela. Liviu o să o încurce pe Daniela, Andrei o încurcă pe Denisa. Prima repriză de două minute începe în 3, 2, 1, start! Hai! Ușor, ușor, da? De jos se joacă. Uite aici, minge, altă minge. La minge. Băi, ai simțit ceva? Nu. Nu simțit ceva nimic. Nici nu trebuie să le mai... Și... Luați minge aici. Aoleu, cum e? E, vedeți ce înseamnă să fii obișnuit? De tot? Dă-o pe jos, Denisa, dă-o pe jos pe masă. Așa. Aude, sunt la mână, sunt la picior. Dați așa un pic de scorul. La ce? Hai, băi, stai mă un pic să ținem scorul, nu mai aruncați toate mingile. Nu se ține scorul, e pe timp. Hai, la mișto. Eu prețin că se termină remiza, dar haide. Hai, hai să jucăm o pilă pe masă. Trebuie să o lași să cadă, Daniela. Hai. Ea n-a mai jucat badminton de mult și de aia. Lăsați! Hei, eu vreau pe Daniela să o curentez. Mai atinge că... Haide, hai, fii atent acum și... Dați-mă la unu. Să le dăm mai mici? Gata, că-i bătoare! Auzi, schimbă mâna cu alu, Daniela, că n-ai ce să faci. Auzi, a schimbat? Auzi, stai un pic, te doare mâna? Auzi, telecomanda. Te doare mâna? Ia la picior. Haide și voi schimb de telecomandă. Doamne, le-am dat la unu. Gata, uite, la unu, hai. Da, mă, stai, dați-le la unu. Unu, unu, uite. Uite, zi-te-o acum dacă mai simți și eu. Vezi, uite, doamne, da, da, da. Situația, clar. Lua asta îi place, a început să râdă, eu nu știu ce-i cu ea. Dar la cât era? Haide, Denis, hai. Ia. Mă uite, mă, Daniela. Nu simte, bă, nimic, mă. Să începem repriza a doua. 3, 2, 1, start! Dă ușor, dă ușor, mă! Nu jucați badminton! Ce-ai făcut, mă? Pe masă! Se joacă pe masă! Bine, hai! Urcate pe masă! Ce are, mă, acolo? Mă, lasă-o să joace, lasă-o să servească! Hai să servească! I-ai dat? Eu rup în două, dar nu știu nimic. Ia, Daniela! Hai, Daniela! Hai! Hai, Daniela! Daniela e silențioasă! Lăsați pila să cadă odată, că altfel o dați în sus! Daniela e senzațională! Hai, și... Eu cred că Daniela s-a obișnuit. Eu am fost de jumătate de oră în fața, Daniela nu mai zice. Hai, pot! Ia să-i împărțile, mă, între voi! Ia dat una! Ia dat una! Păi, dar tu ei nu-i faci! Ia să-i!
Omoară-i! Bine îi faci! Ia! Băi, stați un pic, că nu-i corect! Nu știu nimic! Tu, Daniela, îi trebuie și o scardă de aia cu țepi! Mă bune! Îi trebuie și scardă cu țepi! Mai simți ceva? M-a luat căldurile! Nimic, nu? Nu simte, mă, nimic, n-are... Asta are morala cinci! Opriți-mă un pic, vreau să zic ceva! Dacă aveți un bec să punem pe ea, să vedem când e încărcată de tot, să știm ce facem! Acum am dă drații cu mine în jurul asta! Hai și noi. Să uite de acolo ce a făcut ăsta. Gogule e la 6 nebuna noastră. Dar n-am la cât. Danielo, nu simți nimic? Madame în țeapă. Băi, 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 dă-ți la 1. Ia, uite-o pe noastră la 1. Uite-ne tu să n-ai. Hai, mă, jucăm, hai. 5, 4, 3, 2, 1. Au jucat cele două reprezi, vreau să le mulțumim fetelor, să le aplaudați pentru că au rezistat eroic. Mamă, ce drag! Rezultat deja sunt închise cu brățările, nu mai simțea nimic. Cum n-am putut ține un scor exact, o să le dau cuvântul celor doi jurați din față. Vreau să deliberați astă seară. Da, remarc că cred că Daniela este modelul updatat, modelul silențios de Daniela Crudu. De când s-a tunat, probabil i-au scos piuitul, nu mai e piuie. E pe vibrații, să știți, e pe vibrații, doar vibrează, nu se... Am înțeles. Mă doare, da. Cât să mă vait atâta, mă vait. Da. N-are niciun sens, e varianta hardcore. Deci tu ai optat pentru echipa lui Andrei? Hai, mă. Da, pentru că a scos mai puțin zgomot. Eu am nevoie de liniște. Mie îmi place spectacolul și mă îndrept către echipa lui Vârciu. Să știi că mi-a plăcut foarte mult cum a reacționat. Reacționează bine, mă, la curent. A fost pe notă. La... Ai un au foarte interesant. A fost pe notă, să și avem și o rugăminte. Daniela a cerut expres să rămână cu alea pe aia că a început să vizionească și-i plăcut. A, nu? Pune-te la mână un pic. Pune la mâna cealaltă. Ia, puneți Ralu. Crede-mă, e prima oară când fac bășici în degetele astea. Credeți-mă pe cuvânt, eu aș propune ori un punct și un punct, ori remiză și noi doi să-i controlăm pe Liviu și Andrei. Aș face cu Liviu și cu Andrei acest... Lăsați aceste lucruri bine. Pentru mai târziu. Remiză să fie. Remiză să fie. Dăm un punct pentru fiecare echipă. A, nu? A, nu, a?